Înainte să începem să analizăm monedele cu potențial de 100x până maxim în ianuarie 2025, aș vrea să folosesc timpul ăsta de la început de clip pentru a-mi cere scuze de la absolut nimeni. Un biceps bine conturat nu-și cere scuze de la nimeni niciodată. Și da, pentru că Bitcoin și-a depășit all-time high-ul spre 93.800 de dolari, exact așa cum precizez de foarte multe luni, gen vreo 25 de luni. Momentul ăsta în care suntem, în faza asta ciclului, trebuie să ne ducă un pic cu atenția la sărăcii, la chestii răpănoase, urât mirositoare, jeguri de monede, shitcoin-uri. Este momentul, din păcate, și îmi pare foarte rău să o spun, să ne uităm la monede, pentru că Bitcoin deja și-a atins all-time high-ul și știm că după ce intră în price discovery și își găsește un pic de pace, măcar un pic de pace, se stabilizează pe termen scurt, măcar o lună de aici încolo. Știm că altcoin-urile încep și ele să prindă un pic de lichiditate pentru că s-a săturat lumea să stea 3 ani de zile cu Bitcoin în portofoliu și atât și să aștepte fiecare moment, fiecare urcare, hai că se poate, hai că se poate, în timp ce altcoin-urile nu au făcut nimic și o să zică, bă, gata mă, am trecut de all-time high, banii sau că am făcut, ia să scoatem noi un 10-20%. Și să mergem unde de aici. Și apoi deschid CoinMarketCap, se uită la Bitcoin în primul rând și după aia se uită jos în clasament. Sărăcii. Hai să începem joaca. Disclaimerul de azi, te rog, video editor, pune-l pe ecran. Dacă ești nou în cripto mai ales, ești destinat să-ți pierzi banii, deci nu investi în nicio monedă. Dacă ești nou, mai bine țineți banii deoparte și așteaptă un bear market când o să vină el. Deoarece, repet, în majoritatea lumea își pierde bani. Ăsta e disclaimerul de început, trecem mai departe. O să vorbim de câteva monede după ce ne uităm un pic la Bitcoin, ca de obicei. Trebuie să știm ce face Bitcoin și care este următoarea mișcare, ca să putem să ne dăm seama când și cum s-ar mișca monedele noastre. Și ne uităm și la niște monede cu potențial imediat. Vedem cum Bitcoinul nostru, bă, doamne, bă, nu vrea, bă, băiatule, bă, să se oprească. Când ne uităm la RSI-ul ăsta care a străpuns aici zona de overbought, uite ce s-a întâmplat în trecut când a fost străpunsă zona asta, nici măcar aici ne interesează. Când vedem că s-a gălbejit ăsta un pic, nu? Uite cât a stat. A stat în consolidare, în preț mers la deal. La fel, inclusiv aici, da? A stat ceva, ia uite, și s-a dus din ce în ce mai sus. Targeturi aici, bă, nici nu ne mai interesează. Eu, după cum explicam de foarte, foarte mult timp, în zona asta de 84K, spre 104-106K, eu o să iau profituri. Când ajungem acolo? Nu dacă, când ajungem acolo. Timp în care mi s-a spus, aici a fost stopul chifoi, te-ai înșelat, gata cu call-urile bune din trecut, s-a terminat cu asta. În timp ce, dacă mai ții minte ce vorbeam, pe teoriile astea de Fibonacci, valuri Elliott Waves, timp stat în mers lateral, după cum vorbeam... Mergem un pic la noi pe Discord, după cum vorbeam în august, pe 15, da? Când am putea să ieșim din zona asta. Dacă luăm o regulă foarte simplă cu valurile Elliott Waves, încă o dată, nu sunt expert în Elliott Waves, este cea mai simplă regulă, e ca și cum te duci să conduci. Dacă știi să conduci un Allseat, o să știi să conduci un Ferrari, dă-l în lui. Are roți, volan, parbriz și un bou care stă pe locul din față. Toate condițiile sunt întâlnite. Ei, și când vorbeam de timp, da? Pentru că încă o dată, timpul este cel mai important factor în piață. Și ziceam de zona asta, când va fi luată, nu dacă, când va fi luată, am măsurat valurile 2 și 4, care sunt corective, din punct de vedere al timpului, vezi? Și undeva, dacă măsuram valul 2 egal cu valul 4, undeva după 18 septembrie trebuia să ieșim din range-ul ăsta. Și am explicat de ce. Plus, minus, mă rog, câteva zile, da? Ia să vedem, am ajuns în septembrie pe 6 aici și undeva, aici am pus primul higher low și am plecat mai departe. Deci să zicem că din septembrie s-a cam terminat valul 4, da? Se vede, e ok. Bun, asta în primul rând. Acum, unde putem să mergem, ți-am zis care sunt targeturile, vedem că RSI-ul a străpuns zona de overbought și o să mai monitorizăm să vedem zilele următoare cum se întâmplă, da? E, mai departe, pentru că știm acum informația asta despre Bitcoin, da? Mergem și ne uităm pe dominanță. Ce face dominanța? Dominanța pare că începe să-și piardă din putere. Deci eu am target pe dominanța asta în zona de aici de foarte mult timp. Din 2022 de la final. Dacă mai ții minte clipul de acum, nici nu mai contează cât. E, chestii la modul ăsta se pot întâmpla, da? Rapide și după aia să picăm, dar asta văd acum. Văd o slăbiciune pe dominanță, asta înseamnă că în momentul când o să înceapă, deci la fel, când, nu dacă, când o să înceapă să pice, alțurile o să înceapă să supraperformeze Bitcoin. Și e cam momentul ăla din ciclu, cam momentul să-ți faci bagajele dacă nu ți le-ai făcut până acum. E, mai departe, aș avea două recomandări aici. Deci încă o dată, dacă vrei să fii în cripto, eu nu cer să te conving să intri în cripto. Dacă vrei să-ți investești bani în ceva, în niciun caz nu recomand cripto, pentru că volatilitatea o să te mănânce de viu, chit că n-ai făcut duș de 4 zile. Dar dacă ești în cripto, ai ales să fii în cripto, îți asumi riscurile, care sunt majore încă o dată. Trebuie să înțelegi ce înseamnă risk management. Dacă ai o parte din capitalul tău mai mare, pe care vrei să o introduci acum în cripto, Bitcoin deja este scump. Bitcoin nu trebuia să îl adaugi în portofoliul tău de aici, de când urlam la tine. Poate hai și pe aici.
Dacă nu, îți recomand în felul următor, din 100% bugetul tău, prima regulă, da, deci prima regulă este să deții Bitcoin în majoritate în portofoliu, dar Bitcoin este scump acum, este mult mai riscant să cumperi aici. Așa că din 100% cash-ul ăsta, ce aș face eu, da? Pot să zic că îți recomand sau te sfătuiesc, nu te sfătuiesc, ce aș face eu? Dacă intru acum, deci acum vreau să intru în piață că sunt eu bou, până acum eram atent la titlul de stat. Din 100% cash, aș lăsa cel puțin 30% spre 40% în continuare cash, pentru că banii ăștia trebuiau băgați în Bitcoin la început de ciclu, și anume la început de bull market. Dacă nu i-ai băgat până acum, lasă-i deoparte pentru că se poate termina oricând. E mult mai riscant acum, da? Lasă-i cash. Reține regula asta de aur. Asta aș face eu acum. Ceea ce deja am început să fac, am început să scot profituri și să construiesc o poziție cash, da? În timp, da? Deci în timp. Apoi restul te duci frumos și iei din ce ți-a rămas ca și cash, valoric vorbind, o să fie iar un 100% aici, deci ce ai pus deoparte ca și cash, nu te atingi de ei, decât după ce începe bear market-ul și poți să acumulezi Bitcoin în primul rând în majoritate. Ăsta e un start de poziție de cash care pur și simplu are răbdare, da? Și apoi 100%, adică cât ți-a rămas de ei, 60-70, poate 80%, o să-i tratezi ca pe 100% bani de băgat în cripto cu adevărat și îți recomand în primul și în primul rând ăștia să-i folosești în felul următor. La fel, 30-40% din ei, large cap-uri. În primul și în primul rând. Trecem și la discuția despre potențiale X-uri multe. Dar ai răbdare. Trebuie să înveți managementul riscului. Deci din noua sumă generată de scăderea de aici, pentru că știi să faci scădere, da? De exemplu, dacă aveai 10.000 de euro, undeva la 2, 3, 4.000 de euro îi lași deoparte, pregătiți pentru când o veni bear market-ul. Nu-ți recomand să te duci cu toți în altcoin-uri, chiar dacă încă o dată este momentul să intri în altcoin-uri. Dacă nu știi ce faci și ăsta ești tu, nu-ți recomand. Așa o să înveți risk management. Trebuie să înveți în piața asta. Dă-ți timp. Deci de aici, da? Ai rămas cu 6, 7, 8.000 de dolari sau euro, ăștia sunt 100% și apoi cu 34% te duci în large cap-uri. Acum, ce pot să-ți recomand eu? Că nu vreau să-ți recomand nimic. Ca large cap-uri te duci frumos pe prima pagină, da? Și încearcă să-ți ții banii în ceva care se mișcă un pic mai încet. Și mare atenție, care nu a pompat foarte, foarte mult. De exemplu, Polkadot. Fie că îți place tehnologia, fie că crezi tu că fiurile tranzacțiilor sunt foarte mici sau că are scalabilitate foarte mare, lucrurile astea, din păcate, nu contează. Din păcate, nu contează, pentru că dacă contau cu adevărat, meme-coinurile nu se înmulțeau al dracului de mult ca iepurii în ciclul ăsta. Ia uite, plin de meme-coinuri pe aici. Pe lângă Dogecoin și Shiba Inu, care erau din ciclul trecut, acum avem Pepe, avem și Bonk, avem și Dog with Hat, Floki în top 100 deja, Popcat, Peanut the Squirrel. Deci ai înțeles ideea. Fundamentele, ca și învățătură din 2021, că și eu am învățat lecția asta dură, fundamentele nu prea contează. Când vine vremea, o să pompeze cele mai speculative r-uri posibile. Dar, un mare dar aici, da? Safe bets, da? Uite, dacă te uiți la Polkadot, zona de 20 de dolari, părerea mea este că poate fi atinsă lejer. Ceea ce este un safe bet, care îți aduce un 4x. Safe bet să-ți facă 4x. Niciodată în viața ta. Dacă ești investitor tradițional, probabil că îți dublezi banii în 14 ani. Asta înveți pe YouTube de la alți podcasteri. Din păcate, oamenii nu mai sunt la curent cu informația. Să cumperi fonduri mutuale care încearcă ei să bată randamente și să-ți dea un 8% pe an în timp ce inflația e 12 sau 16 sau 20. Regulile vechi nu mai contează aici, momentan. Deci ăsta este un safe bet. Litecoin este un safe bet. Chainlink este un safe bet. Avalanche, la fel. Și mai sunt pe aici, da? Hedera, bla, bla, bla. Deci asta aș face eu cu bucățica mai mare de bani, tocmai ca să fiu mai safe. După aia, hai să ștergem scrijiliturile astea. La fel, nu vreau să-ți recomand eu eGold, dar eGold este aproape de bottom-urile de anul trecut. Upside, da? Upside până aici, în prima zonă de rezistență majoră, după ce trece de aici, sau dacă, habar n-am, pentru că încă o dată speculăm aici, speculăm mult mai mult. Ăsta este un bet de, la fel, 4, 5, 6x, pe măsură ce mergi mai jos în clasament, o să dai de x-uri mai multe, dar și risc mai mare. Tocmai de aia, încă o dată, iei riscul mai mare cu banii mai puțini. Repet chestia asta până ți intră în cap. Pentru că am văzut mulți din 2021 care încă vin în comentarii. Hei, mai ții minte în 2021 ce tâmpenii făceai? Da, țin minte ce tâmpenii făceam, însă am făcut doar 70% tâmpenii. Pentru că regulile astea de pus bani deoparte, pentru că nu știam când se poate termina bull market-ul, le-am respectat inclusiv atunci. Este momentul să le respecti și tu. Fie că îți place fața mea sau moneda X sau Y despre care eu vorbesc, pe mine nu mă interesează ce monede achiziționezi. Chart-urile pentru mine arată la fel. Dacă băgăm, de exemplu, ia să vedem un Filecoin, despre care am mai vorbit și încă o dată nu-l dețin. Nu mă interesează ce face. A fost cerut, am vorbit despre el. Din bun simț pentru măgarii ca tine. Filecoin la fel, în zonă de bottom, zonă de acumulare foarte, foarte îndelungată. Prima zonă de target, după ce depășim aici, da? Pentru că asta a fost prima zonă de target. Următoarea este asta. De la 16 dolari către 27-30 aproape. Ia să vedem potențial upside de la prețul actual. 270-500%, poate chiar un 700%, adică un 8x. E un pic mai speculativ, dar e ok. Apoi, mergem un pic mai speculativ.
De exemplu, proiecte noi, cum e SEI. Ce trebuie să înțelegi acum? Proiectele mai noi o să performeze mai bine decât cele vechi, da? În termen de gain-uri, dar încă o dată sunt mai speculative. Ăsta e un play pe care l-am luat recent, după ce am văzut mișcările astea pe chart, care pentru mine arată bine și nu avem, și ăsta e un mare plus pentru mine personal, nu avem bull market în 2021. Este lansat din ce văd în 2023. Asta înseamnă că față de exemplu, un Chainlink sau un Eagle sau un ceva mai vechi, un Filecoin, nu avem chestia asta în spate. Da? Deci nu avem bull market-ul ăla care a adus cele mai multe gain-uri. Uite și tu, de la câțiva cenți până la 47-48 de dolari. Da? Deci gain-urile de aici sunt mult mai micuțe, chiar dacă depășim all-time high-ul, de exemplu, pe Chainlink, mult mai micuțe. Pe Filecoin, DOT sau astea alte, care sunt mai safe un pic, nu le văd neapărat să-și atingă all-time high-urile vechi. Dar cele care sunt în poziția asta să facă un nou bull market sunt cele noi. Da? Vedem chestia asta de aici, este pentru mine o chestie foarte bullish, cu potențial de făcut un nou all-time high, pentru că nu are un bull market în spate. N-a plecat de la un cent la modul ăsta ca să vină acum aici să pună bottom și după aia să ne rugăm pentru un nou all-time high, care nu știu dacă o să vină pe majoritate, exact cum zic. Dar ăsta, pentru că este nou și atrage practic ochii, oamenii o să fie interesați de nou întotdeauna, la ciclu la ciclu, targeturile se pot duce destul de sus. O să vedem unde împreună. 1.618 pe Fibonacci în price discovery pentru mine este super, super ok. 3 dolari și ceva versus prețurile la care a fost la low-uri aici, 20 de cenți. Ăsta pentru mine este un plus. La fel, dog with hat. Da, ți-am vorbit de dog with hat acum câteva săptămâni sau luni, nu mai știu. Însă pentru mine, la fel ca și Pepe, cred că dog with hat și Pepe o să rămână aici în clasament până la următorul ciclu, exact cum a rămas și Dogecoin și Shiba in you. De-aia când eram pe aici pe undeva am vorbit de WIF, bă, sunt pe cale să achiziționez un meme coin. Nu știu care este încă, dar mă uit la WIF, la Pepe, la Brett și parcă la Bonk. Și într-un final am zis, bă, ok, merg pe WIF, da? Și targeturile pe WIF, dacă mai ții minte, pentru că astea pot să pompeze ca niște animale. Nu înțeleg cum și de ce ar face asta, dar o fac. Și atunci nu vreau să judec, vreau doar să fiu expus. Chiar dacă are o capitalizare deja măricică, adu-ți aminte cât a fost Dogecoin în 2021. 80 de miliarde? Sună ridicol și al dracu de prost, la fel ca oamenii care investesc în rafurile astea, dar încă o dată prefer să am niște expunere. Targetul meu pentru WIF, când o ieși de aici, din range-ul ăsta, este în zona asta prima dată, între 9 și 12. Și dacă lucrurile ajung destul de repede, într-un stadiu foarte, foarte stupid, poate chiar să atingă 50 de dolari. Asta e ce îmi zice Fibonacci, nu te certa cu mine. Eu nu zic să cumperi WIF, doamne ferește, zici dobitoc dacă îl cumperi. Tocmai de-aia l-am cumpărat în procente micuțe, da? Să am expunere, să am ceva. Ăsta ar fi play-ul pe memecoin-ul. După aia vin, dacă ții minte, bineînțeles, crypto game-urile. Nu, nu le-am uitat. Astea sunt și mai speculative. Să vedem cum se comportă, de exemplu, NGL, WAM, Abyss ăsta care este nou, încă o dată vreau să fie nou și vreau un pic de expunere și upside-ul, încă o dată, upside-ul este imens. În Abyss ăsta, The Fabled, pe ăsta îl urmăresc din 2021 și am investit în pre-sale. Doar că vesting-ul ăla e cam de doar ce s-a lansat. Dar mi-am adus aminte de el și ghiși ce? The Fabled ăsta este, mi se pare, singurul crypto game, adică game pe blockchain, care este sau are un alpha, dacă nu mă înșel, pe Steam. O distinție majoră cu alte blockchain games. Și nu sunt plătit, nu am parteneriat cu proiectul. Am participat la pre-sale în 2021 și până i-au dat drumul, mă rog, nu mai contează. Ideea e că după ce i-au dat drumul, l-am lăsat să facă bleed-ul ăsta și am început să iau băgăjele, mai ales când a făcut chestia asta. Și acum nu uita în ce fază a ciclului suntem. Pe mine nu mă interesează încă o dată dacă ai un băgăjel, dacă vrei să-ți bași toți banii de casă în ăsta, trebuie să fii retardat. Deci repet, că după ce se termină bull market-ul, să nu vii să-mi zici, bă, ăsta a făcut el, uite așa, s-a dus el așa, dar după aia acum e și mai la lor chifoi. Din cauza ta mi-am pierdut bani de casă. Ești prost, dormi pe stradă, să te plouă în gât, nu mă interesează. Deci pe măsură ce mergem mai jos în clasament, ăsta are o capitalizare super, super mică. Pe măsură ce mergi mai jos în clasament, o să fie din ce în ce mai riscant. Bani din ce în ce mai puțin. Asta e încă o dată, nu ce-ți recomand eu, pentru că nu sunt recomandator, asta e strict ce fac eu. Și ce fac eu până acum m-a ajutat să fac bani. Atât vreau doar să fac bani în piața asta. Câți bani o să fac, asta vedem la sfârșit de bull market, nu acum. Strategia cu Bitcoin a funcționat, până acum am făcut bani cu Bitcoin, este momentul, părerea mea, să facem bani și cu altcoin-urile, dar cu răbdare, așa cum ziceam de foarte mult timp. De-aia îți menționam să ai neapărat Bitcoin în majoritate în portofoliu, pentru că altfel trebuie să aștepți pe minus sau pe break-even foarte mult timp. Dacă ești dispus să faci asta, Doamne ajută, ai de oțel, bravo ție, dar să nu mai faci asta niciodată. Lecție pentru următorul ciclu, da? Deci aici, în zona asta de crypto games, cam la astea mă uit. Mai e și Atlas Navi, ții minte când am vorbit de el, cu mult înainte să listeze, la prețuri josnice, a ajuns la un high de 50 de cenți. Am targeturi mai sus, pentru că încă o dată este bull market și este proiect nou
Și ghiși ce? Proiectul ăsta are cu adevărat adopție, are useri, are oameni care downloadează aplicația, o folosesc și produce și revenue. Mare atenție, distinție aici. Și Navi încă o dată mi-a produs o grămadă de bani. Am fost la fel interesat. Uite, vezi chestia asta. Și bleed-ul ăsta care s-a întâmplat inclusiv în crypto gaming, dacă știi și ți-aduce aminte. Cu multe, da? Am fost reinteresat aici pentru că am scăzut sub costurile la care am luat eu în private sale în 2022, nici nu mai țin minte. Chart care nu exista pe atunci, da? După ce a făcut chestia asta și am văzut că scade, de aici am fost reinteresat și am început să mai iau niște monezi. Și ghiși ce? Plană Ion. În zona de aici am început să iau niște profituri. Bun, mai departe, vedem cum se întâmplă chestiile astea, da? Ideea e că la fel, capitalizare mai micuță, potențial de creștere, da? Crește. 16, 17, 20x. Deci asta e nișa de gaming, nișa de AI. Numbers Protocol, dacă mai ții minte, am vorbit și de el. Pardon, stai că și Navi e tot pe nișa de AI. Mai departe, un low cap play pe care eu îl urmăresc de când m-am parteneriat. Deci încă o dată, am două parteneriate. Unul este Binance, al doilea este Human Node. Mi-a plăcut graficul în primul rând și al doilea rând după aceea, după ce am vorbit cu echipa, mi-a plăcut ce face proiect. Observi chestia asta așa? Da, bleed, bleed, bleed și blană, acum a venit în reacumulare și zona asta era o zonă de mult de interes pentru mine, care a fost atinsă prima oară cu un week și apoi a fost atinsă din nou, da? S-a preluat lichiditate. Dacă e să mergem mai jos, asta e zona pe care o vizez de aici, da? Da, nu știu, dacă și cu parcă, vedem. Ideea e că încă o dată de aici am început să-mi construiesc niște băgăjel. Cu un pic de vânzare prin week-urile astea, pentru că nu-mi plac, cu un pic de vânzare aici în tweezer topul ăsta și reacumulare încă o dată în zona care mă interesează. Cu reacumulare, dacă cumva venim în zona care ne interesează. Potențial de creștere încă o dată, pentru că este proiect nou, este, da, mai speculativ, capitalizare mai mică, da, deci speculăm acum, n-avem ce să punem altceva decât pentru Price Discovery, decât Fibonacci. Acum o să vedem exact cum se poate duce maxim, da, un maxim aici ar fi $20, vedem. Dacă e să luăm ceva pe termen mai scurt, dacă ăsta a fost bottom-ul, zona de 0618, culmea, dacă ăsta a fost bottom-ul aici, la fel putem să trasăm un Fibonacci pentru următoarea zonă, când vom pleca în ea, da? Următoarea zonă este zona de aici, $1.20, $1.86 și după aia putem să speculăm pentru bagaje mai oripilante pentru Iancul din Guda și cei care investesc în imobiliare și titluri de stat pentru randamente foarte, foarte safe. Încă o dată, suntem în era Bitcoin. Dacă n-ai înțeles ce înseamnă proprietate digitală, virtuală, cum vrei tu să iei. Atunci ești ok cu randamentele negative anuale. Dacă înțelegi era Bitcoin și faptul că aici se joacă jocul ăsta economic pe următorii zeci de ani, apoi o să înțelegi și speculațiile care vin de mai jos și de ce procentajele alocate trebuie să fie mai micuțe. Tocmai că vrei să rămâi în piața asta. Vrei să rămâi pe termen lung. Dacă vrei să faci bani pe termen lung în piața asta, trebuie să rămâi pe termen lung. Nu să zici, scot aici o parte, după aia la revedere, mi-am luat banii și am plecat, am dat un buf și după aia ce faci, bro? Cheltuiești banii ca prost. Nu? Dacă vrei să fii serios, tratează lucrurile serios, lăsând gluma la o parte. Și glumele de pe care le facem în fiecare clip, nu așa se investește. Se investește după un risk management, da? Nu uita regulile astea de bază. Ce faci cu bugetul și apoi te duci la început de bull market, minim 50%, te duci în Bitcoin, da? Nu e cazul, ai venit mai târziu, încep să lași cash, deci de aici se construiesc poziții cash. Asta e ce am făcut eu, aici am scos 15-20% din Bitcoin, pe durata asta de consolidare slash scădere, reinvestit în alțuri, consolidat pozițiile pe alțuri. De aici, următoarea tranșă, între 20-50% profituri din Bitcoin și doar vreo 30, mare atenție, 40% din profiturile astea s-au dus în alțuri. Restul din ce am scos de aici, da? Restul de 60-70%, ghici unde s-au dus. Exact asta încerc să zic. De acum încep să se construiască pozițiile de cash și din ce în ce mai puțină speculă. De ce? Pentru că aveam alțuri. Aveam alțuri din 2023. De aici am început să mă uit la Chainlink, eGold și toate sărăciile astea care unele au performat super bine, de exemplu Velo. Când vorbeam de el de aici, nici dracu nu știa ce e aia Velo. Și încă sunt pe, încă sunt pe 7x de aici. Am luat profituri aici, am luat o dată profituri aici și n-are rost să mai acumulez aici. Deci la modul la 007 aici, unde a scăzut în iulie spre august, da, când toate au picat, încă eram, mare atenție, încă eram la 3-4x. Deci n-avea sens să acumulez pe verticală, n-are nicio logică pentru mine. La fel Jasmine, l-am prins aici. Credeam că este blockchain pentru OnlyFans. M-am înșelat. Profituri aici, profituri aici. Nu sunt nebun să reinvestesc aici. Cash-ul ăsta pe care l-am obținut din trade-urile astea, da, la fel și cu unde ești, bă, Unizen, 10x, da? Tot aici am vorbit de el. L-am acumulat, profituri, ăsta a scăzut mai mult decât celelalte. Pe ăsta l-am reacumulat. De ce? Hai să explic. Retrace-ul pe Fibonacci a fost la 0786. Prima oară la 0618, n-a ținut, am mers mai jos. Vezi toată zona asta de reacumulare, de asta l-am reacumulat. Velo sau
JASM, asta nu are nicio logică să le reacumulezi aici. Nu are nicio logică. Astea sunt play-urile mele pentru luna ianuarie. Fix în luna ianuarie o să avem gain-uri. Și dacă nu înțelegi sarcasmul, nu am ce să-ți fac. N-ai înțeles nici disclaimer-ul de la început, o să-ți pierzi banii oricum. Mai ales dacă nu ești serios. Dar dacă vrei să fii serios, să stai de vorbă cu noi ăștia mai proști, așa mai nebuni, care investesc în bani magici pe internet, nu să-și cumpere casă, poți să vii și pe Discord la noi, dar du-te și fă-ți prima oară abonament pe notorius.ui, ai link în descriere. Vezi descrierea de pe site, o să înțelegi exact ce primești acolo, că nu vii să-ți vând cursuri. Vii să mă vezi pe mine cum fac analize în curul gol în fiecare lună. Cred că mergem aici cu ăsta, cred că ăsta merge aici, după aia face chestia asta, uite de ce, uite piețele de capital. Uite un gol, uite un DXY, uite ce fac ăștia de la Fed. Asta primești dacă vii să-ți faci abonament. Nu vii să-ți vând cursuri. În plus, ca să-ți cheltuiești mai ușor criptomonedele. La fel, ai o aplicație gen Revolut în descriere. Poți să-ți trimiți USDT-ul sau USDC-ul de pe Binance. În decurs de secunde, în aplicația asta Red Dot Pay, îți faci un card digital pe care îl bagi în wallet pe telefon și după aia plătești direct la magazin pentru pâine, vin sau ce droguri îți mai ai tu. La fel, linkuri în descriere. Cam atât, mă, pe azi dispari. Mi-a făcut o mare plăcere să stau de vorbă cu tine.